Salutare tuturor, eu sunt Robert și bun venit la un nou videoclip pe acest canal. De astăzi pot să zic că începem seria de Crăciun. Astăzi, după cum puteți vedea și din titlu, o să facem haul Jumbo cu decorațiuni de Crăciun și alte produse pe care nu le-am de la Jumbo, dar sunt tot de Crăciun. Așa că haideți să începem, dar înainte v-aș ruga să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și să comentați ce decorațiune v-a plăcut cel mai mult din acest video. Vă pup, hai să începem! Ok, prima dată o să încep cu cel mai mare obiect de aici. Nu e chiar de Crăciun, dar îmi trebuia un ceas. Așa. Un ceas. Ok. Să-l schimb. O să vă arăt în altă zi cum am aranjat. O să-l pun aici pe pat, că e prea mare. O să continuăm cu un set din acesta cu sârmă. Nu știu ce e cafea, dar în fine. Și cu pompom și ochi de Crăciun. Foarte drăguțe. Vom continua cu niște o bentiță din acesta foarte drăguță. Cu rain. Și acest drăguț pix, bineînțeles, foarte drăguț, ok. Dar nomina. Continuăm cu un brăduț foarte drăguț. Nu cred că are baterii. Nu are baterii, ok, să stăm închid. Oricum, acest braț se va da așa într-o parte și în alta, e un nebun de. Și e foarte drăguț, ok? Deci, a lăsat deja miserie, dar n-are nimic. Spun după. Să băgăm înapoi în cutiuță. Oricum, o să le pun și baterii și da. Următorul produs este acest drăguț, foarte cute. Ursuleț, care are aici o speluță care are paiete, se schimbă. Ce cute! Următorul obiect sunt aceste, e această bandă cu modele de Crăciun. Aici avem globulețe și coronițe, aici avem lucruri din fructe dulce și oameni de zăpadă sub diferite acțiuni. Foarte interesant. Următorul lucru sunt aceste steluțe care sunt autocolante. Oricum, toate lucrurile au fost ieftine. Următoarele două produse sunt rezerve pentru pistol de lipit. Colorate. Acestea sunt cu sclipici, acestea sunt fără sclipici. Ce mai am pe aici? Am luat aceste de 3 creioane și cu gumă inclusă. Foarte interesant. Am mai luat și acest set de forme din lemn care au și sfoară, le poți pica iar apoi le pui în gard, foarte drăguț, mi s-au părut interesante. Aici avem paiete cu diferite modele, fulgi, moșul, braz, mai multe lucruri, cred că și steluțe sunt foarte interesante. Am mai luat tot banda adezivă cu diferite modele, dar aceasta este din aceasta zințată. Tot la fel cu Moș Crăciun, lucruri interesante, drăguți și am Moș Crăciun. Foarte drăguț. Următorul obiect este acest drăguț.
ceva din lemn, care scrie de Christmas și cu un ren, este și cu scripturi, nu dacă se observă foarte bine, dar îmi face foarte mult, o să fim aici. Dar să... Asta scrie și pe tabla asta, dar nu se observă foarte bine. Am mai luat aceste două drăguțe fixuri cu brad. De bun sunt. Am mai luat aceste agrafe ca și cum niște de-alea batoane, de-alea beții din acelea colorate, nu vin acum să le spun, ciubucuri de-alea sau de-alea zonul meu. Ok, este de drăguțe, dar focalizează obiectul ăsta, te rog. Nu pe mine, nu există. În fine, sper că ați văzut. Este drăguț. Am mai cumpărat aceste șerpețele în formă de corp, de costum, pardon, de moș, Crăciun, în formă asta de Crăciun. Am mai cumpărat această rolă de... Oricum e de decorat. Panglică cu moș Crăciun pe care scrie ho, ho, ho. No, no, no. Bruh. Am mai luat un ren care are aici o agrafă. Spre exemplu, uitați, vă arată aici. Poți ține așa notițe. Și, a, vreau o notiță, da, de mine, de toate, mulțumesc. Ok, stați acolo. Mă luăm pe mi-l dau din cadru. Dar e drăguț să lăs aici. Cheta asta e cam urmă, dar bine. Am mai cumpărat aceste accesorii din, ce înseamnă, puslă. Da, artizanate, ce, da. Foarte drăguțe și acestea. Ok. Și ultimele produse de, nu știu neapărat de Crăciun, dar sunt drăguțe. Și un pachet de corpiz. Una roșie și una portocaliu. Cum am văzut aici? Roșie și portocaliu. Ok. Și cam asta a fost și cu acest videoclip. Dacă mai doriți, nu uitați să apăsați butonul de like, butonul de subscribe, să comentați acest videoclip, iar noi ne auzim data viitoare. Bye!